Am 150 de lei pe 3 facturi, pe 3 canistre, la dânsul, când o venim, îi dă că eu n-am cum să vă dau. Aș fi, eu am în casă, cumpăra altceva. Mai erau unii de la Valea care luau apă de la noi. Aveam un laborator. Nu vorbesc cu răutate, dar e pentru binele vostru, a nostru, și că vedeți voi cum puneți ura în coaste. Eu știu când am vorbit cu Liviu, cum a fost un antigelul ăsta. Vă dau de noi și dacă îi putea eu să-i pun la loc, dacă găsește alt din obor? Cum dracu, e 1.700.000. Uite, vă aducem niște apă, ne trebuie niște bani. La serviciu. Îi mai luați și voi, mă, că ați văzut, când aveți nevoie, vă aduceți. Eu vă dau cu cea mai... adică eu vă înțeleg, ieri era... nu-i bărbat ca tine. Lucian nu i-a pus mâna pe ăla, eu nu vreau să mă cer cu voi și să vă dau eu lecții. Dar ele sunt niște femei, mă. Acum aveți niște și le puneți mâna pe ele. Da. Deci nu, serios, mă. Nu, hai să, domn director, eu știu de, și nu vă dă că n-avem bani, mă. N-avem. Ăsta e adevărul. Și ce să-i facem noi, doamne? Dacă n-are nici sunare, adică trebuie înțeles, și conducerea trebuie înțeleasă. Eu n-am plătit ierbăciu și toate alea care au scadență până în 15 ani, nu, că n-am avut bani, despre ce vorbim. Dar nici pe voi, o să-i spun, lăsați, domn director, cum am pierdut dacă nu vrea să... cum am pierdut atunci, că lăsați și pe ăștia, nu știu că să n-ai și ăștia și gata. Că vedeți bine că mi-i dau de portofelul meu. Nu, știți ce să... nu, mai... Lucian, mai vorbește, mă. Poate dăm apă la litru, la cinci, la... Nu că el face cinci, domn director, a făcut alea. Dar antigenul să-i spui că dacă dai antigenul și ăla costă bani. O să-i spun eu, dacă dau de magazin acum și dau de iarnă, de vinul 20, să-i spui că tot bani costă. Adică nu mă las pe mine că Neguț vrea să facă nu știu ce. Că și ăla, spuneți, eu dau antigen, spune și treaba asta, Lucian. Adică el trebuie să știe toate chestiile astea. Că nu, că și nu ești tu de vină, că nimeni nu sparge pe degeaba ceva din minutul ăla să te duci tu să-ți facă ceva. Nu știu dacă mă înțeleg. Eu știu cum făcea doamna Marcela, cum făcea toată lumea când era câte ceva ca să poți să meargă și treaba bine și repede. Și noi nu vrem? Păi da, mă, asta zice doamna. Eu îți dau una... decât da. să știe și domnul Irec. Exact, ce, adică nu făcut în ideea că trebuie să-i dăm peste noi. Eu știu cum e situația în bancă. Adică nu e că avea și nu ne dădea. Dacă nu m-ați zăpăcit de când am venit aici, vă țineți pe asta. Îți sparg cu capul, păi ce vrei? Du-te după altfel. Asta e. Dacă nu sunt... Nu știu de ce știe. Și când a fost, tot a zis că n-am sărac. Păi nu i-am zis că e sărac, eu ți-am spus că trebuie să am de salarii, de facturi, de alea. Că și eu am niște responsabilități acolo, peste care nu trebuie să umblu acolo niște bani. Că pe urmă când vin salariile, când mi le dați? Du-te, cumpără. Dă-mi așa, mă, dacă eu am din casă, că n-am numai din casă, dacă... Da, mă, lasă-i, dă, până la urmă.
mă, pune fetele astea aia și o ia și gata. Dacă nu, nu vrea toți, pizza, da. Dacă nu vrea și nu vrea, pe ce vrea? Așa-i. Da. Așa-i. Tragi în bidoane și îl pune pe banda aia, a?